Har, îndurare și pace la această emisiune Creștin la timpul prezent. Tema emisiunii de astăzi este După 12 ani. Textul pe care îl vom citi este din Marcu, din capitolul 5, de la versetul 24 la 34. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și le îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă era mai rău. Auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit într-o trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii i-au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici cine s-a atins de mine? El s-a uitat de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând că știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pare în textul citit expresia după 12 ani. Cum au fost acești ani? În prima parte vrem să vedem cum au fost acești ani. Acești ani au fost ani ai răului. Pentru această femeie au fost ani ai răului. Patru descrieri pentru acești ani ai răului. Prima descriere pentru acești ani ai răului. Pe baza versetului 25 din Marcu, din capitolul 5. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Deci așa este prezentarea din Evanghelie. 12 ani să ai o scurgere de sânge. Era o boală ginecologică sau o afecțiune hemoroidală. Majoritatea exegeților consideră că era o afecțiune hemoroidală. 12 ani de suferință. 12 ani de neliniște. 12 ani de durere. 12 ani, anii răului. A doua descriere. Ea suferise mult de la mulți doctori. Marcu 5 cu 26, un alt text complementar, și multe îndurase de la mulți doctori. Traducerea lui Bartolomeu Valeriu Anania. Iar în Luca, capitolul 30, versetul 17, vedem o altă persoană care a suferit mulți ani, suferința femeii gârbove. A fost o suferință de 18 ani. Doctorii n-au reușit să pună capăt la anii de durere. Doctorii n-au reușit să pună capăt la anii de suferință, la anii de scurgere de sânge. A treia descriere pentru acești ani ai răului, pentru acești 12 ani. Marcu 5 cu 26. Cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare. Expresia aceasta, tot ce avea. Cheltui tot. Toată averea ei. Nu jumătate, nu un sfert. Și nu a simțit nicio ușurare. Deci ea a luptat să pună capăt la anii răului. A folosit mijloacele financiare. Resursele ei financiare. Să pună capăt anilor răului. Dar aceste resurse financiare n-au reușit să pună capăt la anii răului. O altă
Evanghelie, în Luca 8, cu 43, spune în felul următor. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii, fără să o fi putut vindeca vreunul. Deci toată averea a dat-o pentru specialiștii în tămăduire, pentru doctori. Dar n-a reușit niciunul să pună capăt la anii răului. La fel spune și în Ioan 5, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare. Este ideea de neputință. Aici, Ioan 5, nu doctorii erau speranța, ci era îngerul care mișca apa. A patra descriere a anilor răului, acestor 12 ani răului, Marcu 5, cu 26, ba încă îi era mai rău. Deci anii răului au mers progresiv. Sfârșitul acestei perioade a prezentat o înrăutățire, ba încă îi era mai rău. Viața noastră se asemănă cu experiența acestei femei. Dacă descriem viața noastră, mulți putem să spunem despre anii răului și încercăm să punem capăt la anii răului prin oameni, folosind resursele noastre financiare, căutând tot felul de soluții naturale, soluții omenești și nu reușim să punem capăt la anii răului din viața noastră. Nu reușim să punem capăt la păcatele din viața noastră. Încercăm îmbunătățirea vieții noastre, mai ales la promisiuni, la început de an, la ziua de naștere, să ne lăsăm de un lucru rău sau altul. Anii răului continuă în viața noastră. Narațiunea citită din textul biblic însă nu prezintă doar anii răului. În opoziție cu acești ani răului este o zi a credinței. Ziua credinței pune capăt anilor răului. După 12 ani apare o zi a credinței. Nevoie de o zi a credinței în viețile noastre să pună capăt la anii răului. 12 ani, 15 ani, 20 de ani, un an. Anii răului care ne domină viața. Anii ai păcatului. Ani ai mâhnirilor, ani ai amărăciunilor. Este o zi a credinței care poți schimba viața ta, care poți aduce transformarea vieții tale. Și această zi a credinței, și o să prezentăm în mai multe descrieri. 10 descrieri. Prima descriere. A auzit vorbindu-se despre Iisus. Citim Marcu 5 cu 27. Iisus, să auzi despre Iisus, să auzi vorbindu-se despre Iisus, să te încrezi în Iisus. A doua descriere. A venit pe dinapoi prin mulțime, tot Marcu 5 cu 27. Sau în Luca 8 cu 44, ea s-a apropiat pe dinapoi. Mulțimea l-a încercuit pe Iisus. I-a venit pe dinapoi. Căuta pe Iisus. Dar nu a vrut să iasă în evidență. Continuăm cu descrierile despre ziua credinței. S-a atins de haina lui, tot Marcu 5 cu 27. Căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Marcu 5 cu 28. Aceasta era credința ei, înăuntru ei. Doar să mă ating de haina lui și mă voi tămădui. Este Iisus și pentru tine? Este ziua credinței și pentru tine? Ziua credinței, ziua în care Iisus pune capăt anilor răului din viața ta. Luca 8, 44, spune în felul următor. S-a atins de poala hainei lui Iisus. În Deuteronom 22, cu 12, spune să faci ciucuri la cele patru colțuri ale hainei. Iar numele 537 și 41 din nou prezintă ciucuri de la veșminte. Sunt unii comentatori care cred că s-a atins de
un ciucure, de fapt. Acest ciucure trebuie să-ți aducă aminte de legea lui Dumnezeu. Și când s-a atins de un ciucure, și-a adus aminte, de fapt, de legea lui Dumnezeu. Și când ești pus în fața legii lui Dumnezeu, îți dai seama de încălcările legii lui Dumnezeu. Îți dai seama că nu respecti legea lui Dumnezeu. Continuăm cu descrierea zilei credinței. Și îndată a secat izvorul sângelui ei. Marcu 5:29. Îndată scurgerea de sânge s-a oprit. Știm în Luca 8:44. Îndată orbul și-a căpătat vederea. Spune Evanghelia după Marcu. Îndată i s-au deschis urechile și s-a dezlegat limba. În Evanghelia după Marcu apare această expresie, îndată. Anii răului se pot termina îndată. În ziua credinței este acest moment, îndată. Domnul se atinge de tine. Vrei ca Domnul să se atingă de tine îndată? O femeie care avea o scurgere de sânge și era foarte bolnavă, a cheltuit foarte mulți bani. Tot ceea ce avea deja a început să îi epuizeze din tot stocul care îl avea și nimai având deja trecut în ultima instanță în jurul celor care credeau în Domnul Iisus Hristos, căci Domnul Iisus Hristos făcea multe semne și minuni în timpul respectiv și face și acum. Și ea, auzind de treaba asta, fiindcă nu mai avea nicio posibilitate ca să meargă la medici și la alte instituții prin care să își regăsească sănătatea, s-a furișat prin mulțimea care era în jurul Domnului Iisus Hristos, s-a furișat printre ei și s-a atins de poala hainei Domnului Iisus Hristos. Atingându-se de poala hainei Domnului Iisus Hristos, ea a simțit imediat, a simțit o ușurare și o transformare în trupul ei, în corpul ei, de așa natură căci i s-a oprit scurgerea de sânge. Ceea ce Dumnezeu și în ziua de astăzi lucrează, mai mult ca oricând putem spune, în viețile noastre, fiindcă și venirea Domnului Iisus Hristos se apropie foarte mult și mai mult ca oricând, și cere ca întreaga omenire, toți cei care cred în El, în Domnul Iisus Hristos, le dă șansa și îl dă încă șansa respectivă ca să se întoarcă la El și să-L recunoască pe El. Prin atingerea aceasta, Domnul Iisus Hristos i-a mărturisit femeii căci credința ei a tămăduit-o, a vindecat-o. Deci pentru a face acest pas spre vindecare, trebuie o credință neclintită, prin care nu se poate dovedi această credință doar numai atunci când ești predat în totalitate în mâna lui Dumnezeu. Și ca să faci pasul acesta, trebuie întotdeauna ca să ai o deschidere din inimă, nu doar numai din exterior, ci și interiorul să fie predat în totalitate lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu, nimic din tot ceea ce este pe pământul acesta nu cere omului, nici valori imobiliare, nici alte venituri, doar îți cere un singur lucru, să-i dai inima și spune, fiule, dă-mi inima ta. Și la aceasta zic căci Dumnezeu, când i-ai predat inima în totalitate lui Dumnezeu, deja El începe să o prelucreze și să o transforme așa cum este planul Lui de lucrare. Cel mai mult atunci când trecem prin diferite probleme care par a fi obstacole de netrecut, ne ajută credința. Credința în Dumnezeu, credința că Dumnezeu este în controlul lucrurilor și că nimic nu ni se poate întâmpla și să nu fie fără voia Lui, fără știrea Lui. Având această perspectivă în mintea noastră, putem să depășim obstacolele prin care trecem. Numai că credința, pentru a avea credință în fiecare zi, pentru că o să ai o dată credință, să ai de două ori, nu e chiar așa mare lucru, dar să ai credință în fiecare zi, trebuie să alimentezi această credință. Cel care a scris epistola către evrei spune că credința este o încredere neclintită, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și înșiruie acolo mai mulți oameni ai credinței, oameni care au trăit prin credință, oameni din Vechiul Testament. Oamenii aceștia au trăit în fiecare zi cu Dumnezeu. În fiecare zi și-au alimentat credința în Dumnezeu.
căutând părtășia cu Dumnezeu, căutând să comunici cu Dumnezeu în fiecare zi, numai așa, comunicând cu El, poți să-ți alimentezi credința. Ni se spune despre Enoch, că a fost un om care a umblat cu Dumnezeu, un om care a umblat prin credință. Ni se spune despre Ilie, un om care a umblat tot cu Dumnezeu prin credință și se spune că Dumnezeu i-a luat la el. Oamenii care umblă prin credință și mor în credință. Oamenii care trăiesc prin credință sfârșesc cu Domnul. Într-o criză, într-o încercare ca oameni, ajungem la disperare și nu mai vedem nicio umbră de speranță. Ultimul lucru la care trebuie să renunțăm atunci când trecem printr-o încercare este speranța. Poate ai avut probleme în această săptămână, poate în luna trecută, poate anul trecut și încă mai ești disperat. Aș vrea să te încurajez că cel care deține controlul asupra vieților noastre este Dumnezeu. Și El are un plan cu viața ta. Nu știu care este planul lui Dumnezeu cu tine, dar poate fi acela să te încrezi mai mult în El și să spui și altora despre cum Dumnezeu a lucrat în viața ta. Credința noastră este pusă la încercare atunci când apare o criză sau o problemă în viața noastră. Tentația noastră este să cădem în disperare, să renunțăm la orice lucru. Caracterul nostru iese la iveală atunci când suntem în criză. Caracterul nu se formează în criză, ci caracterul se dezvoltă în criză. Prin credință trebuie să te apropii de Domnul Iisus. Prin credință poți să primești iertarea păcatelor tale. Prin credință poți să primești vindecare de bolile tale. Prin credință poți să primești izbăvire de toate legăturile tale rele. Dumnezeu te poate transforma și Dumnezeu te poate ridica. Și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Marcu 5:29. În tot trupul ei. Deci nu parțial. Tot trupul ei a fost pătruns de sănătate. În Numeri 21:4-9 spune: oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă trăia. Să simți că trăiești din nou. Această secțiune din Numeri este prezentată, această stare din poporul Israel când erau mușcați de șerpi, agonizau și doar cine privea spre șarpele de aramă era vindecat și trăia. Să simți că trăiești din nou, să simți că se termină anii răului. Printr-o zi a credinței, ziua credinței pune capăt la acești 12 ani ai răului. Avem nevoie și noi de o zi a credinței în anii răului din viața noastră. O zi a credinței, fie că e vorba de mântuire, fie că e vorba de tămăduire, fie că e vorba de eliberare, fie că e vorba de un ajutor divin, avem nevoie de o zi a credinței. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din El și întorcându-se spre mulțime a zis: cine s-a atins de hainele mele? O altă descriere a zilei credinței. Luca 8:45 se spune și Iisus a zis: cine s-a atins de mine? Cine s-a atins de hainele mele? Cine s-a atins de mine? Iar Luca 5:17 citim că puterea Domnului era cu el ca să vindece. Cine s-a atins de mine? Când ne atingem de Hristos prin credință, anii răului pot să înceteze în viața noastră. Ucenicii au zis: vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici cine s-a atins de mine? Marcu 5:21. Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis: învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc și mai întrebi? Luca 8:45. Toți tăgăduiau: cine s-a atins de mine? N-a recunoscut femeia. Avem și noi, uneori, la acest capitol al mărturisirii, ce a făcut Iisus în viața noastră, această stare de tăcere. Indiferent de motivațiile pe care le avem, noi tăcem și nu spunem. Nu spunem că ne-am atins de Iisus, nu spunem că Iisus ne-a tămăduit, nu spunem că am avut o zi a credinței.
tăcem în privința zilei credinței. Nu vorbim despre această zi a credinței care a pus capăt anilor răului. Nu vorbim de această zi a credinței care a pus capăt la cei 12 ani ai răului. Tăcem ca și această femeie. Și continuă descrierea acestei zile a credinței. El se uita de jur împrejur să vadă pe ce care făcuse lucrul acesta. Marcu 5:32. Hristos se uită la noi. Hristos se uită la tăcerile noastre. Că nu vorbim de ziua credinței, nu vorbim despre ce a făcut El în viața noastră. Dar Iisus a răspuns, s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Citim asta în Luca 8:46. Hristos așteaptă să mărturisim despre ziua credinței. Hristos așteaptă să mărturisim ce a făcut El, cum ne-a mântuit, cum ne-a tămăduit, cum ne-a eliberat, cum ne-a izbăvit, cum ne-a ajutat. Să mărturisim despre El, despre puterea Lui în viața noastră. Pentru că puterea Lui, Iisus, pune capăt anilor răului. Indiferent că-s 12 ani, că-s mai mulți, că-s mai puțini. Este o zi a credinței când Dumnezeu pune capăt. Femeia înfricoșată și tremurând, că știa ce se petrecuse în ea, a venit desaruncat la picioarele Lui și a spus tot adevărul. Citim în Marcu 5:33. Iar în Luca 8:47 citim următoarele. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând și a spus în fața întregului norod despre faptul că s-a atins de El și cum fusese vindecată numai decât. S-a aruncat la picioarele Lui și a spus tot adevărul. Avem nevoie să spunem și noi tot adevărul. Avem nevoie și noi să spunem ce a făcut Iisus în viețile noastre. Avem nevoie și noi să spunem că a fost o zi a credinței, prin credința în El, prin atingerea de El. Anii răului s-au sfârșit. Și ultima descriere a acestei zile a credinței. Dar Iisus i-a zis, fiică, credința ta te-a tămăduit. Du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Credința ta te-a tămăduit. Într-o zi a credinței, vezi efectele credinței, mântuire, tămăduire. Iisus i-a zis, îndrăznește fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Citim în Luca 8:48. Iisus s-a întors, a văzut-o și i-a zis, îndrăznește fiică, credința ta te-a tămăduit. Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Vedem importanța aceasta credinței, dragii mei. Anii răului sunt și în viața noastră. Și avem încercări multe să punem capăt la anii răului. Îmbunătățiri personale. Punem finanțele noastre la bătaie. Specialiștii la bătaie să pună capăt la anii răului. Și anii răului continuă. Avem nevoie de o zi a credinței. După 12 ani, poți să pui câți ani ești în starea aceasta de anii răului. După 12 ani a venit o zi a credinței. Femeia a fost mântuită, femeia a fost tămăduită. Dumnezeu să aducă o zi a credinței când să ne atingem de Iisus, să experimentăm puterea lui Iisus în viețile noastre, prin credință, prin credința în numele lui Iisus, prin credința în Domnul Iisus. De această apropiere de El, experimentăm schimbarea vieții noastre. Schimbarea vieții noastre este prin Iisus, în numele Lui, în puterea Lui, printr-o relație personală cu El. Dumnezeu să aducă această zi a credinței și anii răului să se termine în viețile noastre. Amin.